apoi recuperează Ermal Krasnici, vine bine din spate Alimi și apoi Matei în fața porții, gol! Șepci! 2-1, minutul 39, dublă a lui Gabriel Debeliu. Foarte ușor depășită defensiva Rapidului din nou. Dubla a lui Debeliu. Și trei goluri marcate în acest play-off în poarta giuleștenilor. Da, ce rău stă Onea, ce rău stă Onea, care își dă seama mult prea târziu. Aici nici vorbă n-are ce să se discute. Va fi gol valabil. Matei cu un asist, Debeliu deja cu o dublă și ceva probleme pentru încă un jucător al Rapidului. Este vorba de Dragoș Grigore. ...21 de goluri primite deja de Rapid în 9 meciuri. Defensivă extrem, extrem de fragilă, mi se pare, în continuare. Validează golul, nici nu cred că a avut Florin Andrei motive să verifice prea mult această fază. Cam 5 minute rămase din această primă repriză, destul de spectaculoasă de altfel. Da, și Grigore va fi schimbat. Deocamdată a trecut Kate în